Deja am ajuns, am fost pe Transmăgărășan, am alergat 84 de kilometri pentru Roșia Montană și cu proiect Pădurea Copilului. Și am zis, bă, trebuie să vin și aici, deci nu pot să stau acolo locului. Și am venit să susțin la salvarea Roșiei Montane și când am auzit, mi-am zis, frate, că sunt peste 5.000 de oameni, mi-am venit să cred. E foarte tare că oamenii au luat atitudine, au ieșit în stradă să spună punctul de vedere, să fie uniți pentru salvarea Roșiei Montane. Mi se pare super tare. Nu știu, n-am cuvinte. Îmi pare rău, n-am cuvinte. E doar minunat ce se întâmplă. Dar pot să zic că e minunat că oamenii s-au mobilizat și că au ieșit și că și-au dat seama de gravitățile care se întâmplă la noi și că au făcut tot marșul ăsta și au blocat circulația și că atât de mulți oameni au aflat despre chestia asta numai datorită marșului și nu știu, e important. Dar n-am cuvinte elevate, sorry, asta e, sunt doar super curioasă. Se pare minunat, chiar eram puțin îngrijorat că tinerii din ziua de azi nu mai au de mai tânără la Revoluție. Domnule, nu mai au și ei puțin curaj în ei. Și acum simt că parcă vor să ia țara înapoi. Și asta e bine, asta mă bucur. Îmi dă o speranță așa un pic. Și mă bucur, sunt frumoși, sunt minunați. De 8 zile văd cele mai frumoase proteste de